Hai noroc, mă băieți, și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. După cum vedeți, avem și doi invitați speciali, dacă îmi permit să le spun așa. E vorba de liderul meu, omul aici, Cappuccino, e pe zona. Salut! Și fratele a.k.a. Văru, a.k.a. Silviu, a.k.a. Cămătărie. Salut, salut! Ei, iau. Bun. O știu de unde a mai apărut. În fine. Așa, mai avem aici pe domnul Chepa, pe Idadu și pe Andrei, care, nu știu, cred că trage după rațe. E ok. Bun. Băi, băieți, ce mai faceți? Ce mai învârtiți? Nu știu, ce mai babardiți? Da, că e bine. Mersi, frate meu, nu trebuia. Hai, liniștit. Hai că explodăm și noi. Vă dați seama, oameni, ce... Deci cât de bine am putut începe acest episod. Ne vedem la noastră pădă, da? Da. Deci cât de bine, frate, am putut... Put hat și put glasses. Exact. Oh, my man. Cum arăt. Așa, bun. În acest episod o să facem noi și un quest. Hai să vedem ce avem noi aici la quests. Cumpără o băutură de la orice magazin tip bar. Perfect. E clar. Aici erați. Deci, bă, dă-o. E, nu contează, hai cu Infernus. Ești duty? Da. Păi dacă așa, hai cu mașina. Cu ăsta personal. Hai să mergem așa. Hai, nu e o problemă. Ne mișcăm și noi aici ca băieții. Stai să vine și stai să-l iei și pe cămătărie ăsta. A, da, deja asta. A, lasă. Așa, bă, băieți, să mergem la un bar. A, la Hambra, nu, e în spate. Hai să ne îmbătăm. Mergem frumos ca băieții la Alhambra. Să bem o băutură, să câștigăm respect points-ul și o sumă de bani random. Văd că foarte, foarte lume pe joc mă întreabă, frate, când iasă imnul, frate, când iasă imnul. Bă, băieți, imnul poate ieși, frate, și acum, înțelegi? Dar treaba e că nu vreau să... Deci, efectiv, e proverbul ăla, știi, cu că graba strică treaba. Deci, frate, piesa e făcută, doar că mai trebuie mici retușuri. Deci, vreau să iasă ceva blană, frate meu. Și de asta v-am spus, încă mai stau și încă mă gândesc să fac clip sau să nu fac. Și chiar dacă îl fac, să văd cum îi și... Na. Ok, ci cu băutură, ok, am cumpărat o țigară și am terminat quest-ul. Ia regulă, mă, man. Dacă o țigară înseamnă o băutură, e bine. Ai acoperit data, să știu. Ce s-a acoperit? Data. Nu. A, ok. Hai să ieșim afară, ne mai plimbăm un pic. Așa, încă o minte. O minte, ok, e bine. Încă o mică rugăminte ce am la voi, băieți sau fete sau bunici sau neveste sau amante sau scrieți-mi în privat. Așa. Frate meu, am și eu nevoie de un intro. Pentru că sunt foarte, foarte prost. Sunt prea prost. De fapt, nu că sunt foarte prost și nu știu să-l fac. Și am nevoie de un intro, dacă, nu știu, poate se oferă cineva să îmi fac un model sau na, să-mi facă unul sau, na, nu știu, voi știți? Dacă se oferă cineva, frate meu, și îmi place și e totul bine și e ok, îi dau, frate meu, 400 de milioane pe SAMP, pe Earth OG Times. Are din partea mea 400 de milioane, avem și un e-mail. Reclamația creată de tine, da. Să nu credeți că sunt vreun post hunter sau ceva de genul, nu. M-a enervat un fate din taxi, am dat slash service taxi, am chemat un taxi și... unul dintre angajații firmei de taxi, să zic, să vorbim așa mai în real life, mi-a anulat comanda. Am solicitat din nou, am apelat din nou la serviciile companiei respective. Și a venit cineva. I-a luat pe sus. Și nu m-a luat pe sus. Treaba e că a venit la spatele meu și a spus că, mă rog, l-am făcut nav. Și a spus că nav. Zic că acum te-a luat pe sus. Așa, uite. Vai. Domnișoara Olivia, atât de mult m-ai ajutat cu un mut de 5 minute împotriva lui. Doamne, deci ei da 3 din 3. Deci ce să mai... Deci atât de mult m-a ajutat cu un mut superb. Așa. Bun.
Da, cam asta e treaba fraților cu intro-ul, cam asta e treaba cu taxi. În rest, ce să facem? Uitați aici, bine sănătoți, pac, pac, n-ați văzut, am luat rank 3 aici pe zonă, rank 3 și totuși 0 din 3 faction war, deci te rog frumos. Ceva normal, nu? Da, Da. după cum vede, dacă mai știți, în episodul ce a trecut, am luat și level 55. Deci omul crește încet, dar sigur. Bun, v-am zis, legat de im, e încet, dar sigur. Nu grăbiți treaba că nu, nu, n-o să iasă ce vreau eu. Și normal că, opa, dai că am căzut. Ua, 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 am și copii prin casă. Păi da, bă, băieți, dacă, nu știu, mai are ceva de spus Cappuccino, poate mai are ceva de spus Silviu în privința asta. Recrutează RSPD. Ce Bun, este mai aici, mă, fra? deci, RSPD recrutează membri activi, fără hack-uri și care, disperați, pe scurt, în Nu, fine, caută membri. știi care e faza? Că mulți mă întreabă, bă, la level 26 am șanse. Băi, nu, deci nu e vorba de level, nici măcar de ore jucate, știi? Trebuie să ai minimum, știi că este un minim de 40 de ore pe care trebuie să-l ai neapărat. Și aplicație necopiată, că îți dai seama ușor dacă e copiată sau nu. Clar. Aplicație necopiată și FH, na, măcar un rank 2-3 pe acolo, știi? Da, normal. Știu. Da, deci cu ocazia asta totuși vedeți că a dat acolo omul niște specificații, niște detalii. Deci, frate, poți să ai și level 10 dacă ai ore și dacă ai acolo o experiență cât de minimă. Frate, ai intrat. Și normal, eu zic, nu știu, aici poate o să-mi dai dreptate și Cappuccino. Mai mult contează aplicația decât levelul. Da, normal. Foarte mult. Am băgat, adineauri am schimbat acum câteva zile sau o săptămână, sau două, chiar nu mai țin minte, am schimbat aplicația, gen, am adăugat o chestie, descrieți caracterul fictiv din SAM, știi? Și mi se pare foarte fain, adică ai libertatea să spui ce vrei despre caracterul tău, știi? Îți Da, scrieți cumva clar. caracterul. Și, Foarte. na, depinde aici cât de ingenios ești. Acum, nu. Trebuie să ai un pic de inspirație și de imaginație. Acum, Da. dacă îți spui că pe personajul tău îl cheamă, uite, de exemplu, Silviu Cămătaru și am level 8 sau cât are și îmi place să mă joc Samp, nu, ești din star respins. Ceva normal. Omul caută acolo. Băi, uite, mă numesc așa. Am ales numele ăla deoarece îmi place să fac anumite lucruri. Na, mai înțeles? Da. Da. Hai să luăm și noi payday-ul aici pe zonă, dacă tot e și 5-9, știi, să vedeți și Câți bani voi. ai pe PD? Păi, stai mai puțin, să așteptăm și noi momentul culminant, nu? Trrr, unde sunt tobele? Așteptăm aici tobele. Tobele. Te-a violat Delia de arăți așa. Ia uzi. Bunule, ai fost și violat. Am violat eu primul, E, se numește sex surpriză, nu este viol. Hai că Exact. e fix, haide cu payday-ul, haide cu payday-ul. A luat așa din somn, știi? Încă o întrebare la care veți primi în următoarele momente un răspuns. Băi, câți bani la payday? Așteptați și o să vedeți. Câți bani se ia pe payday la level 55 cu cont premium. Și răspunsul este 3,5 milioane. E Da. ceva. Da, deci Da. eu fac 7 milioane din două payday-uri. Bun, bă, băieți, până data viitoare, vă las să urmăriți de mai multe ori acest episod. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like, un subscribe la fratele Cappuccino, tu ai canal? Da. O să aveți și canalul lui Cappuccino acolo în descriere, pot și eu aici un like la fratele, da? Și un subscribe. Și până data viitoare, toate cele bune! Numai bine! Salut! Salut!